E cel mai important meci al turului pentru noi, asta spunea Petre Grigoraș și înaintea duelului cu brașovenii, iar cuvintele au atârnat ca pietre de moară la gâtul elevilor săi. 68 de minute pandurii s-au chinuit să spargă lacătul stegarilor, dar nu au reușit. De înscris au înscris chiar oaspeții prin capitanul Ilieș, care a transformat cu siguranță un penalti ciudat acordat de arbitrul Mihai Prodan. Același central a întors însă balanța în minutul 85, când a dat penalti și pentru gorjeni la hențul lui Oroș. Brașoveanul a fost eliminat pentru al doilea galben, iar capitanul gorjenilor Pintili l-a executat cu sânge rece pe mincă. Elevii lui Grig nu au oprit însă motoarele, iar în al doilea minut de prelungire au dat lovitura. Revenit pe teren după o accidentare îndelungată, golgheterul Bogdan Apostu a reușit o preluare perfectă și a înscris ca un vârf adevărat în poarta brașovenilor. Aceștia din urmă au izbucnit în lacrimi la final, deoarece eșecul de la Severin îi trimite în zona retrogradării, acolo de unde pandurii ies în sfârșit la lumină. Cu 3 victorii și 2 egaluri din 6 meciuri, Grigoraș îi ridică astfel pe Gorjeni de pe ultimul loc până pe 14. Până la pauza de iarnă, pandurii mai au de jucat cu Vaslui, Urziceni și liderul Oțelul Galați.